Circulă din nou tramvaiul pe cetății după trei ani de șantier. Primii călători au fost copiii care au avut un concurs de istoria transportului public chiar într-un tramvai. A fost un șantier greu, dar necesar. Le mulțumesc în primul rând de tuturor celor care locuiesc în cartier pentru răbdare și înțelegere. Acum zona este conectată de restul orașului prin tramvai, velo, pietonal și auto. Am crescut suprafața de spațiu verde la 20.000 de metri pătrați, cu peste 400 de arbori nou plantați. Primii 1,5 km de linii de tramvai în cu 10 stații moderne, rețele de apă canal, termoficare, iluminat public schimbate și cabluri aeriene introduse în subteran, trotuare și piste pentru bicicliști, 26.000 de metri pătrați carosabil modernizat, un proiect de 110 milioane de lei care respectă opțiunile de deplasare ale fiecăruia. E un proiect care a început acum 15 ani când în decembrie 2009 primarul Ciuhandu a aprobat studiul de fezabilitate în Consiliul Local. Sunt mândru de echipa care a tras tare în ultimii trei ani să-l transforme din hârtie în realitate, așa cum au așteptat foarte mulți timișoreni, transmite primarul Timișoarei Dominic Fritz.